Așa cum am arătat în primul videoclip, am polișat un far pe cel drept, acesta este cel stâng, se vede destul de clar diferența între ele. Primul am polișat cu pastă de dinți, cea mai simplă și cea mai este în variantă, după părerea mea, dacă nu este foarte mătuit. Acum la cel de-al doilea o să folosim o pastă Abro pentru curățat farurile, să vedem în câteva minute cât de mult curăță. Haideți să trecem la treabă efectiv și să turnăm, să agităm un pic înainte pasta Abro. Așa, o turnăm și haideți să vedem la lucru ce efect are. Să vedem în 3 minute cam ce rezultate are și această pastă, dacă e mai bună decât pasta de dinți sau nu. Bun, haideți să încheiem videoclipul și să polișăm 3 minute, să vedem exact care sunt rezultatele. Am frecat aproximativ 3 minute și ceva și la far. Așa. Menționez că la ambele faruri am folosit un burete și am frecat manual, fără filetantă, fără bormașină, fără flex, fără nimic de genul. Haideți să ștergem și acest far, să vedem ce a ieșit. În pulverizator am niște apă și săpun și cam atât. Și haideți să ștergem să vedem rezultatele. Aici am folosit mai mult material decât am folosit la celălalt far, decât la pasta de dinți și ia să vedem noi cum iese, care este rezultatul final. Deci, după părerea mea, aici a mai rămas. Nu știu dacă farul a fost mai mătuit sau nu, dar parcă celălalt a ieșit mai bine decât asta. Și mie mi s-a părut că se curăță mai bine cu pasta de dinți. Cred că recomandarea mea este să folosiți pasta de dinți, că dă rezultate mai bune. După cum se vede, așa, nu a curățat perfect. Mai repede a dat rezultat pasta de dinți. O să încercăm și pe altă mașină acest experiment. Poate m-am înșelat, să vedem. Deși, după părerea mea, pasta de dinți curăță mai bine, după cum se vede. Cam așa arată farurile după nici 10 minute de muncă manuală. Ia să vedem. Da. Pentru amândouă farurile. Eu zic că destul de ok. Ăsta e aproape perfect. La ăsta mai e de lucrat un pic în partea superioară. După cum se vede bine aici, nu a ieșit perfect sau este mătuit pe dinăuntru. Să vedem. Ba nu, cred că se mai poate scoate un pic, dar o să încerc data viitoare pe același far să folosesc pasta de dinți. Să vedem dacă iese sau trebuie neapărat șmirgheluit.